A fost panică în această dimineață în localitatea Celei din Tismana. O anexă gospodărească a luat foc, iar pompierii au fost solicitați să intervină la fața locului pentru ca focul să nu se extindă și la clădirile învecinate. Astăzi, în jurul orelor 10:30, Isugorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din orașul Tismana, sat Celei. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri, 3 auto speciale de stins incendii cu apă și spumă și o ambulanță Smurd, care au intervenit imediat pentru localizare și lichidarea incendiului în limitele găsite, evitându-se astfel propagarea la construcțiile învecinate. În ajutor a sărit și primarul, care a făcut apel la cetățeni să ajute la stingerea focului. Dragi prieteni, avem nevoie de voluntari. Foc în satul Celei, la podul Celeiului. Ajutați-ne care sunteți disponibili. Ard anexele la 2 gospodării. Vă așteptăm! În urma incendiului au ars mai multe bunuri. Pe lângă anexa care a fost făcută scrum, au ars și mai multe utilaje agricole, 3 tone de cereale, 12 tone de cărbune și 10 metri cub de lemn. Au ars utilajele. La utilaje nu mai putem face nimic la utilaje. Doamne ferește! Primarul din localitate a anunțat că mâine urmează să organizeze și o strângere de fonduri pentru a ajuta familia. Cauza probabilă a incendiului este efectul termic al curentului electric.